6 persoane au ajuns la spital în urma unui accident provocat de un tânăr beat care nici măcar nu avea permis de conducere. Potrivit poliției, în apropierea de satul Ivancea din raionul Orhei, șoferul de 21 de ani a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit cu un microbuz de rută. În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat, iar șoferul și 5 din cei 11 pasageri au fost transportați la spital. Potrivit medicilor, 3 pacienți au suferit comoții cerebrale ușoare, iar alți 3 s-au ales cu câteva vânătăi. Aceștia au fost deja externați. Dacă va fi găsit vinovat șoferul care a provocat accidentul, riscă o amendă de până la 67.000 de lei sau până la 4 ani de închisoare.